Bună seara, bine ați dat click la un nou episod din Cel Mai Podcast Epic, singura emisiune de Shutdown Comedy Link. Stăm așa. Astăzi seara un episod special, Just Push Epic Show, cu colegii Dragoș Muscalu, Teleleu, Robi și colegul cu care ne vedem cel mai rar, Bob. De ce vă vedeți cel mai rar cu mine? Nu știu, ești ocupat, doamne. Da, mai înainte mi-a zis șobolan, aia am înțeles-o, dar să-mi zici că te vezi rar cu mine e jignire, maximă. Da, mă, dar șobolanii sunt gri. Cu asta cu șobolanul, tocmai l-ai făcut bucuros pe... Dar și șobolani donează sânge câteodată. Tot deodată, da. Mi proud. Sunt mândru de multe lucruri, dar doar am văzut că ești pe Facebook, deci nu omor cu ce ești, cu tot ești pe Facebook. Acolo voiam să duc discuția. Copii, dai sânge, câini... Da. Și nu ești în gher, câini, salvezi, da. Tot da, am timp și îmi face plăcere. Tablouri... Adrian, vreau să-ți mulțumesc. Pentru că pe copiii de la centru, de la casa de tip familial, amic, i-am adus la spectacolul Sânzeana și Peperea. Așa le-a plăcut de numai. Dar m-a întrebat la final copii care nu mai fost la teatru niciodată. Băiatul care era cu o haină neagră, care tușa, era bolnav să moară. Nu știa textul? Nu știa textul. Nu știam pe ce lume îți. A fost foarte frumos. S-au bucurat copiii? S-au bucurat maxim. Mă bine, mă bucur foarte mult. Numai să ne întreb pe distinși invitați, la câte episoade de podcast de-al nostru v-ați uitat până acum? Două. Nu, au fost mai multe. Trei. Cred că sunt... Dar ce, aveți podcast? La ce? La ce fac ei și faci da, noi cu ei? Adică ce facem acum? Nu, cred că la majoritatea, dar nu... Adică la cum să-mi zice? Nu e desenalat. Aveți multe? 14, ăsta e 15. A, deci, la, nu, 15. Nu e bine. Nu s-ar zice, după cum ne-ați întrebat, că bă, dar scenariu și din astea. Nu e vorba de scenariu, am crezut că e mai gândită. Nu e ca la impro, că la Bob, la impro, nu face nimic. Apropo, jucată, de el... în sensul în care, bă, tu ai ceva a spune, da, tu da, da, dacă avem patru de da, facem un podcast. Dar voi fiind de la București, la ăia de la București, vă uitați la podcasturi? La careva. În afară, pot să spun că mă uit la Bruno? Da, mă uit la Bruno. Da, 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 da. Nu știu ce zici, nu poți să zici de nu știu cine. La ăla, cu râs ca prostul, mă uit, e singurul la care mă uit. Dar ăla nu-i podcast. Nu, dar ce? Concurs de glume. Te uiți la între show-uri. La Teo, Vio și Costel. Nu, 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 nu. Apropo de... Atât am vrut, o să vă mai... Nu, vorbesc serios, că nu. După reacție, habar, nu, deci nu. Am o întrebare serioasă pentru umoriștii care sunteți voi. Aude, nu mai zi așa, nu mai zi umoriști. Da, a zis Costel la un moment dat într-un râs ca prostul, gluma cu unguroacele care sunt ude mereu. O glumă pe care am auzit-o eu de la tata când nu știam ce înseamnă ca o femeie să fie udă. Acum te pomenești că știi. Acum știi. De la tot la taică tu. Nu, de la Costel, internet. Dar nu mai vreau, nu mai am arătat de două ori. Și... Zi, Tibi, care-i întrebarea? Da. Sunt aproape sigur că nu a furat-o. Că și le știe el. Sigur. Să fie coincidență de glume? Da. Posibil, da. Să fi fost prieten. Inteligențe paralele? Nu, ne-am gândit la același lucru. Da. Întrebarea mea este, ca și umorist, ai obligația să știi tot ce au făcut ceilalți până la tine ca să nu te repeți? Cineva mult mai deștept ca mine, ca voi, ca totul, că a zis că nu există originalitate, ci doar prea puțină informare. Deci nu știu ce să zic acum pe bune, dacă e, dar dacă unul din Republica Moldova face o glumă și întâmplător te-ai gândit și tu la o zi distanță, e posibil să fii gândit amândoi la același lucru și deodată devine discuția serioasă. Dar nu știu dacă eu trebuie să știu fiecare glumă făcută de... E mică coincidența, zic. Uite, stai, iartă-mă, în podcastul vostru. Da. În podcastul vostru, Robi a avut o glumă în podcast, de glume. A avut o glumă asemănătoare, numai că era construcția diferită. Și l-am dat-o, da. Deci tu ai dat că aia era... Aia cu bodyguardul la striptease. Doamne apără și păzește. Nu, eu și am mai avut tu una pe care ai dat-o cu Dragoș. Cu bară la bară. Am primit, da. Da. Și am primit... și noi ne-am întâlnit în ziua aia... Tu ai venit după ce? Eu am venit după, am apărut și nu știam că tu ai dat una la bară. Tu ai dat-o cu bară la bară și ăsta era aglomerația la striptease, dansa bară la bară. Da, mă, și am primit un link de la, scuze, am primit un link de la cineva cu Robi. Nu, cu râs ca prostul, zice, uite, ți-au furat o glumă. Și zic, băi, coincidență, că nu e o glumă care nu i-ar putea veni destul de ușor. Sunt glume mai clasice, să zicem că se întâlnesc undeva mai mulți oameni pe aceeași glumă. Dacă îmi zice Tibi, dacă e una foarte bună și o au și la altul, eu mă gândesc că aia nu e coincidență, e că tu ești la bere, să zicem, cu unii, da, și auzi de la altul și ăla care o zice, nu zice că o știe gen de la Dragoș. Și atunci eu la masă zic, auziți prostul ăsta o glumă bună, o bag, că nu știe.
Tu nu știi încă, de fapt, l-au auzit din altă parte. Poți să o auzi, să o uiți. Mie mi s-a întâmplat la vreo două sintagme la care te trezești cu ele, bă, ce bună e asta. O zici și cineva te bate pomă, vezi că dita mai sigla, a, să-mi bag. Intră, uiți complet. Cum e aia cu, de acum vorbim de ea cu, cum bați la ușa la bordel, că cioc. Da. Să-ți arăt telefonul care n-am băgat-o astăzi. Așa era. Nu chiar, dar mă rog, care e asemănarea dintre sexuali? Noi ne știm și ne întâlnim, e altă treabă. Cioc. Da, deci tu îți dai seama că 7 minți luminate au vorbit și tot nu i-am răspuns pe bune lui omul ăsta. Dar nu era, era întrebare. Nu, întrebarea, era întrebare întrebarea retorică, dacă vrei. Dacă tu faci chestia asta online, da, cred că ar trebui să știi ce au făcut alții înaintea ta sau nu știu ce. Dacă ții numele într-un întâmplător, aia e. Dar întâmplă. Poți să știi. Nu poți. Online-ul e mare. Hai să fim serioși. Mă refer, în România, câte sunt podcasturi? Să faci o monitorizare exhaustivă. Câte sunt emisiuni la online de genul ăsta? Sunt 10? Nu. Și dacă tu faci una pe săptămână, ai putea să te uiți la 10. Cred că sunt mai multe, dar nu sunt celebre, adică n-ajung la tine, n-ajung la între la noi. Dar n-ai cum fizic, n-ai timp fizic să mă autorizezi. Deci o secretară să se uite tot. Stai mă, că nu poți să te... Aici băia să ajungă și nu toate sunt bune. Deci nu toți care fac sunt buni. Dacă suni, să zicem, până în mediocru. Am intrat. Nu poți să zici că ei au făcut o glumă bună și hopia lor dacă la ea nu se uită așa mult, sau să zicem, nu sunt foarte funny. Da. E cam furată. Tu care să zicem, ești bun, e așa? Tu nu te uiți decât la aia bun. Nu o să te uiți acum la tornetul cu toți căcații. Să vezi ce zic toți căcații. El nu se uită decât la aia. Nu o să faci glume pe care le fac toți căcații. Normal. Este mai radical, îmi pare. Dar există influența umoriștilor de afară. Adică cred că se fură la asta, cred că se mai fură. Adică le vezi, știi? Dacă luăm de la americani, e ok. Da. Dacă luăm formatul și nu gluma propriu-zisă. Da, dar sunt lucruri care se fură. Teleleu zice de glumă, zice de gluma propriu-zisă tradusă în românește și da. Da, s-au adaptat și o simți, adică s-au auzit-o, adică nu e... Și Tibi zice că dacă furi de la americani, ca și cum ai furat de la stat, de din avut. De la statele americane paralele, nu se pune, lasă-mă. Bă, și eu cred că trebuie să fii atent cât de cât, să nu dai în... furăciune sau să nu te influențeze mult dacă ai auzit ceva, să încerci să vezi dacă nu mai fost dată. Dar în același timp, cred că dacă tot ai inhibiția asta, e moartea pasiunii, că nu mai dai nimic niciodată, nu mai poți să mai crezi dacă tot stai cu frica că s-ar putea să o fi zis cineva pe aia. Bă, în mod normal, dacă nu ești foarte bun sau ești începător sau să zicem nu faci de mult, trebuie să-i știi pe aia bun din țara aia, zic eu. Da, e ca deci să-i fi urmărit pe aia, nu pe toți, dar pe aia, dacă tu ești la început, ca să nu se creze confuzie. Mi-a trimis Dragoș la un moment dat un link cu niște copii care făceau chestii astea de glume și unul îmi citise gluma mea, cuvânt cu cuvânt. Da, da, da. Și i-am scris. Bă, ce faci? Și ăla, în apărarea bine, mersi. Lui, a zis, cine ești? N-am zis niciunde că sale mele. Bă, dar n-ai zis nici că nu sunt. Dar bă, Tibi, știi că și eu am pățit asta cu unul care a pus chestia aia cu noi, dar nu cu ești român, cu altceva. Și-o tăiat cadrul unde aveam noi sigla cu Epic. Și așa i-am zis și eu, numai că eu nu i-am zis ca tine, am zis, mă, pulă, rasa. Nici nu mă așteptam, aș zice. Ce pizda, mă, tine, nu scrii de la cine asta? Păi de asta ce te ataci, că se vede că sunteți voi. Da, mă, pulă, că sunt fetele noastre, dar unde-i sigla? Deci de ce nu o pui cu sigla, că atunci poți să o pui. Că ești de simpaticul, pune nu știu ce sau să râd. Atunci, știi că ești bun, mă, nu suport asta. Furtul ăsta în umor nu-l suport. Moarte! Da, furtul de umor! Nu să înceteze furturile de umor! Nu-i furt, că fură o chestie pe care am dat-o gratis pe internet. E gratis, acolo. E pentru toată lumea. Dar decent e să spui de unde știi, dacă o știi. Dacă știi ia dacă ia, ia tu o aplicație de... Mai zi o dată, decent. Decent. Stai jos, doi. În soara asta se... Ca la fazan. Ce cuvânt e ăsta? Poți să închizi cu cuvântul restaurant sau decent? Decent. Cu ce începe? Decent. În țara asta se plagiază doctorate și eu cred, vă faceți probleme de o glumă. Da. Da. Eu nu eu fac cred probleme cu cât e mai depărtat de prima mână și cu cât e mai lucrată gluma aia, cu atâta șanse mai mari, da? Șanse mai mari să nu fie o potrivire cu altuia, cu gluma altuia. Dacă la prima mână e clar că poate să vină și altuia foarte apropiat. Ideea e să o faci atâta de prost încât să nu ia nimeni. Și așa. Da, da. Există și asta. Legat. Eu lucrez la treaba. Se vede. Avea un amor... Domnul Dragoș avea un umor special.
plângeau toți în sală și el nu se oprea, dădea fără milă, se rupeau tricouri și el nu înceta. Era un monstru când era vorba de umor. A fost la open mic. Nu eu. Cum a fost? Că am văzut, ai dat. Am văzut. Nu mă zic, am fost la open mic. Să uite, mă. Nu, mă, n-are treabă. Aia e altceva. A fost impro. Impro, ai fost pe scenă, ai dat tu o ten că te duci la un open mic în Cluj. Da, că noi mai facem impro, adică o să începem să facem impro, să experimentăm, să facem exercițiu cu public acolo, adică repetiție cu public, în fine. Am fost la open mic, la stand-up și am recunoscut acolo vreo 20 de glume de pe net. O să-l chemă până. Și date ca fiind material de stand-up și... Păi cam asta e. Care recunoști, mă, alea furatele care recunoști, că sunt la fel, adică nu, dacă nu faci asta pe bune, e clar că n-ai nici nuanțe, n-ai nici, știi, n-ai ce să modifici, o iei și poate o discutezi două cuvinte. Măcar să faci adaptare, pentru că traducere mot-a-mo, era un serial acum de zile. Adaptare la o glumă bună. Da, băi, poți să o faci sau să o faci, nu știu, miorițică, ca să zic așa, dar... Expresii mot-a-mo era un serial cu ceva doctor în spital, cu Florin Piersi. Și era la un moment dat ăsta mașină cu Daniela Nane sau nu știu ce, doamne iartă, mă știu, mare actriță, serios. Mare actriță. Nu fi rău. Și se... Dar nu e rău, mă, și aranjează de bagă. Se uită el așa, parcă el era numai să se uită la el și spune, azi e prima zi din restul vieții mele. Ah. Asta a fost una dintre primele glume ale internetului 99. Asta, povestea cu Starfish Story, a fost prima poveste. Era și piesă. Fost de the rest of my life. Da, dar sau forever in a day pentru totdeauna și încă o zi. Never say never. Da, corect. Cum să zici că ăștia-s din bătrâni, nu? Sau clasicizat. Vorbe din bătrâni. Nu, ea nu făceau glume. La penet sau la televizor. Cucu, te uiți la vreun podcast... show tot. Asta n-am făcut la început. M-am uitat. O dată mă uit ca să știu cu ce am de-a face, că vorbește Tibi despre asta și, da, și de aia văzut pe aia și mă uit ca să vedeți da, ce că din același considere mă uit eu. Dar nu știți că mai povestit. Ca să-și fundamenteze părerea că îi face superioare tot ceea ce e normal. Nu din lipsă de respect pentru ceilalți care au podcast, umoriști bune țării. Mă, eu nu mă uit la nimeni. Tu din lipsă de timp. Din cauza la lipsă. Nu vă supărați. Deci nu mă uit la nimeni. Motiv pentru care eu dacă deschid gura să zic ceva, eu știu, adică dorm atâta de liniștit, nu că bă, mă, undeva stai să o întorc, să dau altfel. Man, eu le dau că nu le-am auzit nicăieri, că nici n-ascult nicăieri nimic. Și atunci le dau capul. Da. Că n-a, da. Dar toată măcar... ziua pe drumuri și n-a. Da, eu nici nu cred că un om ca tine poate scoate pe gură ceva să mai zică și altcineva. Deci poți liniști să nu te uiți la nimic, că nimeni nu te egalează. Nu, dar asta... De-aia vorbeam de aia bun și de muiele alea de mere la România au talent sau alte căcaturi. Bă, a fost fain la România au talent. Nu, care a fost emisiunea de vineri seara? România au talent. România au talent? Nu, ce se întâmplă pe Pro TV. Era cu Mihai Rădulescu. Cu Mihai Rădulescu. Cu Nea Florică și cu da. Nea Florică. Rămâneau talent. Bă, m-am uitat la Rămâneau talent. M-am uitat și nu m-am dus. Și jos să mergea un flex, mi se învârtea și lepuitor după vreo oră. Am zis, bă, cred că să învârtea. Și ai zis, aș putea să particip și eu cu numărul ăsta. Am și un talent. Bă, a fost foarte mișto asta, vreau să vă zic. Dar nu a venit nimeni cu umor de tura asta. A fost numai muzică, dans și ceva acrobație. Și la care te-ai băgat din asta? Pare așa, alea unde ești glume, aia care alea care scu glume, nu. Dar eu mă mai gândesc la un lucru. Am auzit pe net, sau am citit pe net de-a lungul vremii niște chestii, ah, ce bună e asta. Când o trebuit să o zic undeva, apropo de ăștia care fură, când o trebuit să zic undeva, am zis-o așa, știți cum se spune, apropo de chestia asta pe care am văzut-o, și zic dronga. Mă, atâta de bine am zis-o, de lume au fost pe spate. Și dorm împăcat și am fost filmat la treabă când am zis, știți cum se spune, apropo de treaba asta, am văzut-o undeva, grând. Practic ai pus ghilimele, dar n-ai scris autorul. Am pus ghilimele, mă! Dar n-ai scris autorul. No, bine, dar nici n-am ținut minte Charles McCountry, cum era... Auzi, bă, mai ții minte, a fost într-un eveniment, nu contează filmul. Nu mi se pare apărea legitim de spălare pe mâine, așa, știi. La mare, frumos, a venit o doamnă, de-a plâns. Tu știi povestea cu peștele, cu ăla de salvează, de... companie de asta mega națională, mega națională. Adică ei a luat și din resursele țării.
Da, aia e mega natural. Și și-au alipit Basarabia sau cum? Da, da. Urmează, că i-am văzut cu planuri de expansiune. Și vine acolo una dintre boasele cele mari și zice, vreau să vă spun o treabă. Am un prieten bun și începe să povestească aia povestea prietenului bun în scaun cu rotile. Aoleu, jumătate de sală era sala pula. Și povestește aia de prietenul lui bun în scaun cu rotile. Pe că sala aș băga, că la sala cu rotile nu mai putea. Cer scuze. Și, în timp ce povestea, eu eram cu Dragoș și ascultam. Și în timp ce povestea, tipa zice, și mă duc la prietenul meu în scaun cu rotile și zic, hei Hans, nu știu ce, de ce faci treaba asta? Deci, ai sărit. Într-o dimineață, Flux adusese nu știu câți pești mori și ăsta săracul se chinuia să-i arunce în apă. Asta da, și ea era pe mal. Dar Hans, dar de ce te chin? Uite-te cum se zbat, uite-te cum mor. Și Hans, nu se ajute, nu se ajute. Ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se sting. Gen, dar nu-mi versuri. Și aia în timp ce arunca Hans din scaunul cu rotile, arunca la peș morți, asta îl întreba, zice, ne ziceam că lacrimi, cu piciorul. Nu mai arunca, hrâniți balenele sau ce făcea el de fapt? Nu. Și mă, ne povestește, 300 de oameni cu lacrimi în ochi, ei tremura vocea și ce, pun mâna pe el, sufla vântul, rotila, să învârtea scaunul. Bă, povestea aia de să ridica mâna pe tine. Și începe să povestească și îl văd pe Hans cum se pregă, ia unul dintre peștii iazului, îl aruncă pe al doilea. Îl strâmpă muscarul de mână, direct m-am întors și zic, 1999, prima mea poveste de pe internet, Little Starfish Story. Ce muscarul, bă, ce ești? Da, fii atent, fetița arunca peștișori în mare și zicea, hey, little girl, why do you throw them? Because it doesn't make a difference. It made a difference to that one. Că face diferență, nu contează pentru el. Și ia un pește și-l aruncă. Și acolo era grătală. Și îi zic la muscarul într-o fracțiune, îi zic, stă muscal așa, stai. 10 secunde mai târziu, ia, se uită în ochii 300 de oameni și le zice, eu i-am spus atunci lui, dar nu, it doesn't make a difference, Hans. Și Hans zice, it made a difference to this one. 300 de oameni au picat jos plângând, ești cea mai tare șefa companiei naționale. Ce frumos, Hans și famțiile. Copile, plăciune din 99, mă! Hans a ridicat atunci. Apă și de trebași pe apă. Reprelucrarea materialului. Da, și ca filme animate, când l-arungă, marea se retrage. Nu vreau, lasă-mi să moară. Dar asta cu it made a difference to that one. No. Și așa ceva se povestește la mega... Păi nu e înălțător? A fost cu plâns, omule, a fost cu plâns. Eu cred că cel mai mult se povestește așa. Nu, dar se povestește și rapoarte. Suntem cel mai tari din țară, următorii sunt noi, spălătul 32. Fabule rele, de tot, îți grele, de tot, deci îți de alea, de scuip, dă-te-n pizda, mătii, cu peștii tăi. Bun, 2018, zi altă poveste. Tu așa ai făcut mă la puiu, când a crăpat ăla sau... Cum era? Ce plasă aici? Ion Alexandru Brătescu cu care îmi brătesc cu care îmi bucizme. Vai de mine, de amuri. Ăla care nu mângea din clasă nu era om. Și toată lumea, doamna învățătoare sau doamna profesoară. Tu îmi puteți puțin până la baie. Ăla, de ce mă strângi în pumnul tău? Tu de ce? Ăla e altceva. Dar la puiul să nu vrembi. Apropo de puiul, trebuie să spun ceva. Cum pleacă măsa? Prima decepție din viața mea. Bunici la Brăila, bunici la București. Am făcut grădință și. Educatoarea de la Brăila, mega deșteaptă, a citit povestea și la final a cotit-o. De-aia citea. A venit un țăran, l-a salvat pe ăla, nu știu ce. Mega bucurie, a scăpat puiul. Ajung la București, nu... Nu ajunge cu materia ca la Brăila. Nu adică Brăila era... Și povestește educatoarea. Bă, la mărăcei, toate fetele, vorba la tremurat în barba, apucat de ce și eu singur eram așa. Nu moare, vă spun eu. Bă, când am murit... Dați-mi. Bă, deci n-ai văzut copil mai șocat? Nu înțelegeam. Deci eu până n-am citit din nou între a cincea cu ochii mei, eu am crezut că aia a mințit că a murit. Că era rea, a dracu împuțită. Eu am crezut-o pe aia de la Brăila. Bă, deci eram... Nu, că și am făcut grădinița, tot la bilingv. Deci, aia e băgată în programă ca să știi din timp că viața e grea. Da, mă. Da. Bă, dar are vreo calitate, adică să mă, nu din punct de vedere... Ai tu iluzii, că nu, ești acolo lângă cismă și da. Mor. Că nu oricum ai iluzii. Repet acum... Oricum ai iluzii. Apropo de iluzii. Oh, ce discuție bună am avut ieri cu Nedea, cu Dobitocorin. Am avut o frică. Unul extraordinar, Dobitocorin. E genial, îl iubesc, dar e prostalomat. Da. Aia, și Domnul Ducu de Nedea povestea ceva cu
că eu repet acum că e la o chestie la care trebuie la un moment dat mă uit în zare și zic când eram tânăr, visam că o să ajung mult, mult mai departe decât am ajuns acum. Mult, mult mai departe. Și o zic, ne-am oprit. Stai bă, Bob, să le discutăm. Și am ajuns la concluzia așa, că așa e. Când ești tânăr, visezi la chestii. Să nu zică careva că n-am fost toți la 20 de ani la care visai că o să faci aia, 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 aia. Încă e careva visez. Încă care visez, adică. Ați visat cu toți. Cucu. Ai visat că o să rupi scenele lumii. Eu încă fac asta. Da. Uite, tu ai fost subiectul lui Nedea. Încă nu încă rup scenele lumii. Asta povesteam cu Nedea ieri. Și eu i-am zis, mă, dar fii atent, acum câțiva ani. Deci atât n-am crezut că o să ajung aici, în pula mea. Și totuși a zis, ok, și acum intervine și povestea pe parte. Ce este asta? Acceptare sau resemnare? Adică? A, că nu mai visezi? Ei, nu, nu că nu mai visezi. Nu că nu... Îi dăm. Mai mergem? Mergem minute. Nu, puțin, iertați-mă și continuăm. Pentru că în ultima vreme mi-am luat niște mui pe internet, la care am rămas atât de rece, ca și Verește Iotilo la Mica Unire. Toți oamenii care scriu, bă, ce mui este Bob, bă, exact cât era mai mișto la 15 minute, vine el și întrerupe. Asta nu sunt mui. Asta e menirea mea. Da. Deci acum mă gândesc, dacă vreau eu din mărinimia mea de aici, din scaunul mic, mai continuăm sau ne vedem la următoare? Nu, Bob, tu ești așa, ca Dumnezeu, tu întrerupi chestiile bune prin lipsă. Nu vii, când trebuie să fie ceva bine, nu vii. Așa ce Dumnezeu. Când trebuie să vină pula, noi. Ce Dumnezeu. De bine mă mai face. Te-ai alintat, asta e un pic de bătaie așa un pic. Nu, dar vin unii și scriu, ce muiști, Bob, de ce n-o mai lăsat? Te poți lua după ei, mai bine. Mi-am adus aminte de grădiniță. Nici nu le termin frazele atâta de ignor. Judeci, stai în pizda mătii acasă, în scaun, nu faci nimic pentru mine sau pentru noi și vii să-mi bazi din obrazul că de ce o întrerup Bob la 15 minute? Ce vrem ăsta? Internetul, nu? Da. Deci până la urmă, că atunci când ești tânăr, ai speranțe mari, visezi și când ești mai bătrân, visezi să nu ți-o opri prostata cât un pomelo sau... Da, pe măsură ce îmbătrânești în viață, te întorci în spate și te gândești, bă, ce vis am avut când eram tânăr, cum îmi doream să fac aia și aia. În momentul în care recunoști că nu o să o mai faci, poate mai speri. Și aici intervine la altă. Am o întrebare, dacă asta a fost indicația lui Nedea, pe care nu-l cunosc, doar l-am văzut, îmi dau seama de ce îi spui dobitoc. Nu a fost pe indicație, asta. Mă. Păi nu, că așa ne-ai povestit-o, că zic, cum te-a ajutat omul pe tine. Nu, era la discuție. Și era discuția asta cu ce faci până la urmă, că pe măsură ce trec. Păi nu te mai căsătorești. Lasă-l să pun întrebarea, răspundem pe rând și până o zice și Tibi, săracul că moare de zi, Tibi. Vorbă captivă. Asta era mișto. Ce faci cu viața? E acceptare, e resemnare. Care e diferența dintre a accepta o chestie și a te resemna cu chestia? Este cea mai mare diferență. Resemnarea vine cu niște resentimente negative. Acceptarea are speranță. Resemnarea e 0, stop, 20. Acceptarea e... Acceptarea e în păcat. Gândește-te la o boală. Ai acceptat cu aia, dar te tratezi? Resemnat, nu te tratezi, te-ai resemnat. Dacă aia te tratezi, înseamnă că nu te-ai resemnat. Pam, pam. Mâncam azi dimineață și zice, Irina, nu știu ce, m-am uitat vreo 100 de ori în farfurie, tot învârteam. Și ce zic, nu știu ce a zis Irina, și zic, dar ce, eu sunt mofturos? La mâncare? Și o zic, nu ești mofturos deloc, tu ești nehotărât. Când mi-au zis nehotărât azi dimineața, am stat așa un pic în râs și am zis, ai dreptate. De am făcut alegerile bune în viață, pentru că am fost nehotărât și le-am calculat mult. Când mi-au zis, eu ca prostul m-am gășat mâncând tot, crezând că-s mai hotărât. Da. Acum vreo 5 ani când mi-au zis odată Irina, dar hotărăște-te odată. Păi mă gândesc, ești foarte nehotărât. Man, am vrut să o arunc de la etaj, să-i tai gâtul. Cum acum pizdă, dar nu aveai etaj, așa că ai construit o casă cu multe etaje. Da. Și pe cât s-o arunc? Și nu se ceartă numai la etajul 5. Stai că se leagă, acum 5 dar ani. Înțeleg, deci atunci a fost proiectată Emma. Da. Când au zis că ești nehotărât, am zis, bun, hai să arăgă s-o hotărât. Când s-o hotărât să fie băiat, o ieși și fată, că era târziu. Era chestia aia cu prezervativ, și mai bine sau nu. Și trebuia să hotărâi. Și ai hotărât că simți bun, mai bine. Vine Dragoș, vezi, asta e acceptarea. Încă mare speranța că întrerupe și să nu fie liniște. Bun, stop, zi tu. Vorbeați de moarte mai devreme. A, mai bine tăceam. Acum 12 secunde am vorbit despre viața. Cum a dat viața. Nu e chiar viața. Păi da, ne-am resemnat. Nu mă, dar din miliarde de spermatozoizi. Unul a făcut o viață, ăsta a murit. Da. Adică tot e o moarte pe acolo. Deci, zi, Tibi, vorbeai de dreptatea ta. Și mi-am adus aminte de interviu cu
Mădălina Manole. Ai, lasă-mă. Vai de... Stați-mă, sunt singurul care nu știe despre ce e vorba. Niște oameni... Ultimii căcați din lume. Iartă-mă, scuză-mă. Zi, Tibi, că eu traduc. Primii căcați din lume. Nu, serios, asta facem așa. Zi, tu zi pentru internet, eu traduc la Robi. Niște oameni... Ultimii căcați din lume. Respectiv Antena Stars, divizie a furunculului cancerigen Antena 3. Așa. La o emisiune de televiziune. În disperare de sub pula că nu mai aveau ce da la televiziune, pentru au, cretinii care se uită, iartă-mă, Timi. Au descoperit cel mai bun subiect cu care să facă niște puncte de rating. S-au gândit cum putem să ne înjosim mai jos de nivelul pământului, gen la 2 metri, ca și cum ar fi în sicriu. Oh! Continuă, Timi. Și astfel au reușit o chestie remarcabilă. Și astfel au reușit să se umple de propriul lor căcat din cap până în picioare la nivel incomensurabil și irepetabil. Au regizat un interviu cu răposata Mădălina Manole. O dat pentru retars, o burtieră pe ecran pe care scrie primul interviu post-mortem cu Mădălina Manole. Implicația fiind că vor fi mai multe interviuri post-mortem cu Mădălina Manole. Practic va face turul televiziunilor, dar ei fiind foarte buni în meseria lor, au fost primii care au reușit au avut exclusivitate. O înhaze. Ei au prins frecvența. Au făcut nu, aveau chestia aia cu... Apăsau pe ea și după aia cu pistoalele cu plasmă, ca în Ghostbusters, și au prins-o pe Mădălina Manole, au întrebat ce regrete are și ea a spus, regret că nu m-au incinerat să fiu fata cu părul de foc până la final. Ia tradu, mă! Hai, tradu! Dă-l un pic! Traduc! Respectiv, au mâncat căcat maxim. Și pentru asta, dacă ar exista o instituție cu coloană vertebrală, cum ar fi CNA-UVD aia și în focuri, n-au făcut asta, dar au reușit să facă un subiect. Dragostei, că poate că vreau nouă avea. Noi, mă, în pula mea, CNA-ul poate să ardă în pizda mamilor, să ardă așa cum merită și cum nu stau cu ochii pe televizion. Mulțumesc că ai grijă. De la C până la A să ardă. Așa. Să le ardă coaile, ca să fiu mai explicit. Cum ar da. Iar Tibi o reușit din acest subiect de căcat, o reușit ca un șlefuitor de diamante, se ia propriu zis carbonul și așa că s-a pus unei presiuni comice încât a scos un diamant respectiv pe... Bă, asta cu presiunea acum. Ce? Felicitări. Păi da, eu nu sunt rezultatul presiunii la care am fost supus. Foarte fin. Mă simt updatat. E mai bine? Deci dacă vreți să vedeți căcat maxim, uitați-vă pe Antena asta. Am și o întrebare. O mică precizare, deci eu am înțeles și ce-o zis Tibi. Chestia că putea să facă mai spectaculos să fie chiar în direct interviu. Dar nu era. În direct. Păi era și moartă aia. Păi da, mă, dar și Mădălina. Ce? Ai un program plin, frate. Nu așa, nu știu, da, mă, la ce ori sunat-o? Așa, bă, fiate, dar nu știu că scutase dinainte întrebările și răspunsurile la Contele Montepulciano sau cum își zicea ăla. Montepulciano e un vin. Da. Vreau, zic-o. Eu zic ceva și tu răspuns repede. Azi mâine o să facă post-mortem și cu Arșină. Și tu zici, ce trebuie să zici logic. Că nu-i viu. Asta înseamnă să-mi fie regizat. Da. Nu mă știam dacă e viu sau nu. De-aia l-am și zis să te fac. Dar asta, Mădălina Manole, există exclusivitate pe moarte? Dacă ai exclusivitate pe viață? Că da. Adică toată moartea dai interviu numai la antenă. Cum ar fi? Cum ar fi? Uite o chestie. Cum ar fi să vină într-o zi, cine poate să mănânce căcat la fel de mult ca antenele? Dați-mi un post. A, realitatea, nu realitatea. Canal D. Canal D. Dacă oprea Canal D, cine vine și zice, bă, nu e ok așa ceva? Dar nu, dar cine vine la interviu? Tu îți dai seama că pentru prima dată o să zic ceva ce mă doare sufletul? Dan Diaconescu a fost avan la letră cu chestia asta? Da. Tu îți dai seama că dacă nu e ultimul interviu, după al 40-lea interviu post-mortem cu Mădălina Manole, să zică cineva din redacție, subiectul ăsta e mort? Dar dintre toți, de ce ai vorbit cu Mădălina Manole acum, nu că zic? Păi la ea se conecta băiatul ăsta, Contele cu nume de vină. Avea el o frecvență lui. Stai, mă, că zic cum îl cheamă pe ăla. Păi și contează pe cine cunoști. Contează. Nu, să-ți caute lumea. Să se îngrozească. Da, e ca și... Contele Incapuciato. Fă-i un pic de promovare. Asemenea în capucin. După aia burtieră, după subiectul ăsta, burtieră Marinică Nămol despre mireasa prihănită. Adică după subiect din pământ, asta era mai. Păi, headline-ele au fost cu Mădălina Manole, era așa după. Păi nu, că de la, dar eu mă întreb, de la pământ la nămol, tot. Asta era, cum a fost întâlnirea cu producătorii? A venit Mădălina Manole, am o poveste, ce să-mi dai să-mi spate? Păi nu e că v-am...
să vă zic, mă, seara m-a sunat Mădălina. Care, mă, Manole, dacă vă zic? Serios? Cum am vorbit? Ești exact sigur de sursa ta? Da, da. Vă dau să vorbiți cu ea, nu că e ocupat. Acum e cu e treabă, face, nu știu, bânt, curăță budele pe la înger. Da, 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 bântuie un pic, da. Dă lecții de canto. Adică cum s-a construit emisiunea? Asta e interesant. Ce altă băgăre? O băgăre că se fie... Din căcat. Cred că se fie pariuri. Din căcat. Pe de altă parte... Cred că se fie pariuri. Dacă faci, nu știu ce, da, faci o emisiune de aia și pierzi, și o faci. Da, să așa, că așa. Să faci așa. Asta fi atent, nu, au în redacție. Emisiune sau provocare? Provocare să te duci, da, la, da, 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 să te duci la automatul de apă? Nu fac, bă, asta, lăsați-mă pe aici. Nu mă, rata ghinionului, odată pe anul și-o ia. Nu mă, nu greșit. Cine a făcut ratingul cel mai mic din redacție? Tu. Cred că la nivel de pariu, asta e la nivelul nostru. Aia e cel, bun, cel mai bun ce au putut să scoată. Asta e interesant, că asta e ce au putut ei să scoată mai bun. Bun, gândiți-vă, da, ce aveau al doilea sau al treilea subiect. Că n-a intrat, domnule, n-a, o avem pe Mădălina în seara asta. Dar puțin așa putea flăcine l-o pușca pe Kene, din pula mea. Înaintea tuturor. Da, da, seama cam ce subiect trebuie să ai ca să zic ea. Bă, nu, exact. Pe care faza cu Kennedy? Întreabă, știe de unde are gaura aia în frunte? Da. Că s-a uitat. Când o vin glonțul a văzut. Da, Tibor? Apropo de showbiz, știți că mai există trupa NND? Nu. E același nick, n-o se poate. Dar fără Delia are, are o fată care evident a trebuit să fie tot cu D. Și eu mă gândesc că până a găsit-o pe Dia asta, scris cu Y. Sau Dalia. Sau Dalia. Există, da. Și nu putea să o cheme Carmen și să-i zică nume de scenă Dia? Sau ce căcat? Păi mă întreb, dacă a găsit-o Carmen care cânta foarte bine și nu e așa NNC-ul la fel de... O boteza. Păi da, schimb numele. Poți? Cum nu? Pentru scenă, orice. Cum mă, poți să faci un BFA? Mădălina Manole și nu poți să schimbi numele la 2018, unde ne trezim? Îți faci un BFA, un SRL cu numele ăla și spui. Dar tu crezi că pe Elton John îl cheamă Elton John? Sau pe Bob Dylan, Bob Dylan? Îl cheamă John Elton. Îți dai seama că era important să găsească o femeie, că era MND, Nick și Doamna. Putea să cheme și Isabella, că era Nick și Doamna. NND. Bă, dar tu dai seama că Delia a scăpat de chestia asta, nu mai e Delia de la NND, dar Mickey de la Capital, tată, da, de să fie Mickey de la Capital. Wow, aia înseamnă să ai Capital de imagine. Mai există? Mickey, băiat sau fată? Nicky, băiat, mă. Tu dai seama cum se uită la el așa și se gândește, hai, puteam să fiu acolo. Da. Dar pe aici mi-a trecut glonțul. Dar pentru a scăpa de chestia asta, eu trebuie vreo 15 ani, ca un gard care vopsi și să scorojește, să ia ușor, ușor de la ploaie, știi, așa, în timp. Dar nici Michi nu mai e. Dar o perioadă... Michi de la... Cine era Capital? De la Capital? Cum, o revistă care făcea un top break? Lasă-mă de Capital, știi, că zici și tu, știi... Și vorba despre Michi Spagă, care nu oficial era în topul ăla. Adică... Am văzut un videoclip de la 300, nu știu dacă e nou. Dar e un videoclip de la 300. Zic, ei erau tineri sau nu? Nu, era cu ea, să la fel, ceva cu ftele, cu nu știu, ori sunat Boys to Men din anii 80 și vorbim de clipul înapoi. Copile, au făcut curat niște acte vezi și niște, niște doi care zugrăvesc. Asta fac ei în videoclip. Nu-i reclamă la ceva... Nu-i Danke! Nu-i Danke! Nu-i reclamă la Andy Vazleanu, sunt îmbolnăvit la... Să cere pauză, să supărați audiența. Eu mi-am găsit într-un plic niște autografe din 1993 de pe litoralul Mării Negre. Pentru Bogdan, și cu drag, toți trei băieții de la 300 de la... Ce frumos! Da, nu erau în 93. Care, mulțumesc! Nu era colegul colegul de la Fris, Mării Lungu, era 300 în 93. Da, are de la Genius și nu știu. Mă! Poate erau Nae Lăzărescu și Vasile Muraru. De la Capital. Nu, mă! Că-s băieții ăștia trei de la 300. Nu poate să fie 93, că nu-s din 93. Băi, ești nebun la 94. Unul de la ei cânta la Tito. Ăsta o să fie cel mai lung podcast ever. Ok. Și de la Gheorghe Gheorghiu am... Deci. Știi că de fapt mi se rupe din ce an era de ca să scrie lumea. Nu e așa, e din 97. Eu știu că din 98 au apărut. Aveți mai un telefon. Tu voi vorbi. Care trupă mai era în afară de 3 sud-est? A, mai erau, mă. Nu, Mihai, Mihai ăsta de la ce era? O să vă scrie în comentariu. Nu era încă, mă, la Mihai. Dar au apărut, cred că, după. Nu, așa, toți trei băieți, toți trei ăștia băieții de la 3 sud-est ne-a dat autograf, mă, dar nu glumez, mă. Și mai erau ăia, mă, Vermești. Eram noștri, Vermești în facultate. Apoi băieții de la 3 sud-est s-au apropiat de mine. Vindeam cocen de porumb. Poate era Marina Voica, atunci. Marina Scupra mai era. Angela. Hai, ajunge.
Pace vouă. Andar limitate 97-2008. Deci. Na, ce vorbim? 97 începeau să care îți place ție. A fost avan la letră. Da. Sunt mai multe, dar te iau ușor. Să te altă limbă. Remind me, data viitoare toate vi le aduc să le vedeți. Autograf de la și la mare numai atunci. Bun. Să zicem că era 93. Și uite ce bine s-a menținut. Era 93. Era 3 sudez, dar nu cântau că dansau pe atunci. Exact. Viorel, Mihai și încă unul. Cine costă ăștia trei? Unul Viorel, unul Mihai și încă unul. Ăștia erau. Mihai nu e Miki de la Capital. Ba 93, că n-am... Miki de la NND. Ba 97. Pardon, 97, că nu, 93 eram prea mic. Aia e altceva. 97. Hai să vedem. Am tabără la nevotare. Ne-am contrazis degeaba. Deci Bob are autograf. Înainte să plecăm, vreau să te întreb, Tibi, dacă acasă pe drum cartea Elenei Stanciu și a lui Cosmin Bum, 4 ani, Teleleu. Ai pus-o acolo pentru Teleleu sau de drag? Nu, am pus-o pentru că e foarte bună. Cum adică pentru Teleleu? Da, și-a pus niște cărți repede, că am venit, eu înțeleg. Nu mă, Teleleu! Da, am văzut, mă. Toate cărțile mele și-a pus cărți ca să pară că e casa lui. Ca să se vadă că citește cineva, că restul cărților sunt toate ascunse în casă. Și-am pus două să se vadă că, bă, mai și citesc. În casă nu se observă. Și unele bolivie ca să nu zboare de acolo, înțelegi, sunt puse acolo. Și-a pus și semnul de carte un pic ridicat ca să vezi că totuși ajungi la jumate. Da. E ceva. Un subiect am vrut să propun și eu ăla cu suveranii renunțători la CNP și n-am făcut. În următorul, în următorul. Dar nu putem să ne oprim acum să mai facem altul? Păi asta zic. Dacă nu consideră că l-am tăiat și continuăm, doar nu crezi că o oră le dai la oameni? Păi numărăm până la 5. Fumăm o țigară. În gând. Cel mai bine. Hai. Noapte bună, copii, un pic. Da, până fumează și se droghează tații. Și ben capulele.